Salut și bine v-am regăsit la un episod de Survival Card. De obicei v-aș ruga pentru a-și vedea de proiect, cred că vreți episoade în continuare. Ei bine, ne aflăm pe speed. Bine să știa și voi, dar nu contează. În fine, asta e camera secretă, oarecum, pur și de ale. Și o să o facem mai secretă. De fapt, o să decorăm, nu o facem mai secretă. Că, da. Adică, na, făcut deloc. Uite cu invilul sabă de nebun. Am făcut să dau nume la pisici, uitasem. Să le pun în chest. Ok, bă, vacile, nu știu dacă mai sunt vacile, hai să vedem acolo. Am închis acolo, dar sper că n-a intrat nimeni la ele și le-a violat. Ok, sunt vii, yeah. Dar nu am închis ușa, am dat loc? N-am dat, ok, am dat loc. De câte că prin ușile astea noi se poate intra, nu știu, ceva bug și pușca mea. Deci am nevoie de ceva stone sau stone brick, deci o bucată cu mesh. Oh my god. Ce nasol. Bă, o veste bună pentru voi. În câteva zile, știu că vă spun asta aproape mereu. Aproape mereu, what the fuck. Dau să desfin un roleplay cât de curând și vă promit. Deci, mai lăsați-ne ceva timp să mai lucrăm la el. Avem în total 8 joburi și credeți-mă că nu sunt alea plictisitoare, bine decât 2-3 ca să minezi, în rest trebuie să vânezi, deci va fi foarte interesant. Voi face un clip așa mai special când vom lăsi de roleplay-ul, o să vedeți voi. Deci, da. De-aia, azi o să apare decât clipul acesta și clipul de recrutări la două. Că am ucis destul de mult și acum e foarte târziu cu Dumnezeu și da. Adică am ucis la roleplay, dacă nu v-ați dat seama. După ce închid filmarea asta trebuie să filmez, trebuie să fac și recrutările, că v-am promis, deci, da. Îmi va lua destul de mult. Clipul acela, deși ține un minut în pana mea. Deci mai destul de mult la edit. Dar nu contează asta. Am un glowstone, bă. Aș putea... Oh my god, am mai mult glowstone. Am un quartz. Bă, îmi place camera mea la nebunia, ca să fim serioși. Cât de bine arată camera mea. Pisicile. Pisica lui Legend și... Cum te am bazat pe Pufico. Nu știu dacă am trecut bine, bine să trecut cu 2 de F, dar pana mea. Am trecut eu cum am priceput, yeee! Yeah! 8, 10, hai cu 12, please. Acum rămân 2. Fucking hell. Aș putea să iau la ale, dar nu contează asta, aș putea să iau la ale. Ok. Chesturile astea nu prea sunt, nu prea nimic. Ca să nu mă șel aici, e gardul. Hai să stăpăm puțin în sus. Vedeți? E gardul și da, n-a făcut ale că... Ea nu poate să sparg aici. Și cam asta e și mecheria. Că ea n-are acces. Are voie decât până în gard să spargă. Ea adresă nu. Și da, a lăsat fata așa. Dar m-a supat noi. Că eu am acces, că e protecția mea. Hehe. Adică ei nu i-a dat acces la gard, că ea e nebună, cine sparge gardul la sat. 12 e. Așa, boss. După o să mă duc să fac ceva acolo la vaci. Am cu un bloc tu glumești, pe cum facem. Nu-i pe gold. Trebuie să fac un bloc pe aici. Bă. Bă, nemi, ăsta, nu se vede, e, gata, nu se vede nimic pe aici, nu se vede, e, gata, bă, a scăpat de asta. Acum, hai să mă duc jos acolo la animale, trebuie să fac și drumul ăsta mai fain, dar, acum nu, ok, deci am de oi, nu știu, sau de oi, sau de, porci, și n-am de... Până încolo sau încolo? Hai să mă gândesc, hai încolo. Așa, deci de cât e?
1, 2, 3, 4, plus jumate, deci 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, atât. Da, n-am mai ales cel mai bun loc de făcut. Hai să în partea asta, deci 1, nu? 1, 2, 3, 4, atât. Asta după jos acolo e ferma și n-am chef să o deranjez. Deci e mult mai ok aici. Să fac ceva, că nu poate intra playerii. Păi dacă nu mă șel, dacă nu ai aloc pe protecție, nu poți să sparci, nu poți să mor animalele. Bănuiesc că așa am făcut, dar am uitat. Trebuie testată chestia asta. Hai să facem un test. Așa. Ok, el e VIP, care a luat VIP. Oh my god. Ok, mersi. Trebuie să faci chestia asta, adică să nu mai accesi să dai în animale pe protecția altuia. Că nu știu, vine cineva și umor animalele și nu-mi convine. Deci, da. Bine, oarecum trebuie să le protejezi, că sunt animalele tale, dar destul de enervant să te trăvești fără animale. Ok, și-a luat și Samson ăsta pisică și a făcut pat să-l dau acum afoțiat, e nebun. În fine, și are câine și pisică și e frică să nu se bată. Și după aceea să-și facă arena de box la pisic, la pisică și la câine. Stai, trebuie să fac mai mult. Hai că am cobblestone, deci easy. Și mai am nevoie de lemn să fac scările alea ciudate. Poate ne ajung. Mai ajung, e... Top, 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 top. Așa, boss. Acum, stai. Încă un rând am uitat să fac chestia asta. Să nu vin animalele aici. Bă, să aduc porcii sau vacile. Sau... Ce vine primul? Hai să iau... Ce cum faci? Bă, stai, nu mai am lead-ul. L-am stat în chest. Hai că împingem, bă, nene. Hai să băgăm porcii acolo, în fund. Haide, haide, haide. Gata. Vacile în jumate. Așa. Așa e din protecție, vedeți și voi. Te-am intrat în protecția lui Speedboy, deci cam nasol. Dar nu-mi convine, adică nu-mi pasă. Bam, și încă o dată aici, să avem peste tot. Uite cam așa, bă, nene. Adică e destul de interesant, adică avem boxe la animale. Hai să pun și eu ceva lumină, că... Aveam de la frate Glowstone, dar... L-am pierdut. Stai să nu fiu până în fermă, că... Am nevoie de... Fermă. Destul de faină ferma asta, adică pe fi serioși. Așa, băi, nene, bă. Uite și bă. What? Bă, deci mă speriasem pe bune, adică... Să nu mai am morcovi, adică ce am spart, să nu mai am spart atât înapoi. Era destul de penibil, pe bune, nu-mi convenea. Și după am observat că v-am în inventar foarte mult. Adică de ce mai plantezi cartofi dacă nu câștigi nimic, ceva de genul. Nu, hai să mai cu cartofi. Că tot chestia e și dacă mâncam o bucată de carne și dacă mâncam un cartof. Tot chestia e, ok? Așa, boss. Uh,
În fine, bă, live nu o să mai facem, bine, nu o să mai facem azi, adică, că, v-am spus, lucrăm la roleplay destul de mult, am muncit aproape non-stop, să fiu serios. Am muncit la 2, până pe la 12:30 noaptea, adică la 2 dimineața până la 12, mai exact. Și acum, wow, e 2. Am bine, până pe la 12. Am ținut destul de mult, să fiu serioși. Am făcut ferme, am făcut de toate, bă, nene, bă. Ce aș să mai fac? Nu am idei pe bune. Adică am o casă destul de fain, a început și ploaia. Ne vedem pe geam cum plouă, cât de fain e așa. Trecem în primărie. Bă, primăria momentan nu are nimic a făcut, deci așa mai mult de design. Am putea să face designul sus aici. Că e gol așa, cu lumină, fix nu-mi place mie. Deci aș avea nevoie de rafturi multe. Că, da. Așa, de-asta. Dacă aș avea frunze de junglă. Dacă nu mă duc să ia pe ploaie. Ok. Bă, dar nici iron n-am, bă, nene. Hai să-mi duc la shop. Home. Ups. Așa. Avem ceva frunze de junglă. De undeva trebuie un copac așa mai slab, ăla. Mai slab, mai jos. Cum aș putea să mânc acolo sus? Simplu, așa. Bă, că șipă. Bă, sper să mai ajung frundele astea. Asta nu te ajut pomul ăla. Că poate mi-ajunge și după destul nasol. Din păcate, nu am ex la mine. Dar nu contează asta. În fine, îl văd pe la acolo. Dar asta îl băgăm în seama. În fine. Asta e. M-am întrebat când pun clipul de recruter și am pus la 6, dar auză cum mai devreme bănuiesc, deci da. L-am păcălit mai exact. E plouă, bă, nene, bă. Ok. Na, ne-am spus că pe la 2. Așa. Abia aștept de finem roleplay pe bun, adică. Wow. Acolo nu am pus bloc. Cred că n-am mai avut bloc. Mai pun. Sau n-am cum să pun, nu știu. Cine să știe nu are scris de casă. Bă, ce mai facem noi aici? Facem sunt așa ceva... ceva de genul. După vom pune ceva frunze, după vom pune astea așa. Facem design-ul cum știu să fac. Bă, tună. De ce am făcut asta? Bă, deci, mi se întâmplă foarte des să... dau disconnect din reșeală, geasta a fost din reșeală. Dar nu contează. Gata, am revenit. Și aș trebui să fac chestia asta după să punem din nou slab, ceva de genul. Hai că nu arată destul de rău, adică nu arată deloc rău. Am nevoie de un crafting, găsim la ale în cameră, bănuiesc, am găsit. Cam multe crafting-uri, dar e ok, așa. Gata. Ce-și vrea să mai fac eu? Păi simplu, facem așa, după facem așa. Punem un bloc, după punem chestia asta, nu puțină.
Băi, acum improvizez, deci nu n-am luat de nicăieri chestia asta cu designul, deci eu mă fac așa, pur și simplu, un design random, ceva de genul, adică nu mă pricep până așa de bine, dar văd că iese, asta contează, bănuiesc. E ceva de genul ăsta, mai punem chestia asta din mine așa. Uite, este fain, adică pe bune, să fii serios, uite cât de fain a ieșit. Pam. Frate, ce tun așa? Mă sperie. Dă-mi spatele tună. Ok. Nu mai tună acum, ok. Perfect, pot să fac și eu treaba liniștit. Ups. Păi niște... Tună. Nu știu dacă... Hai să dau la setter, iar era să dau disconnect. Nu, stai. Music, water. Asta se audă și ploaia. Yeah. Era fain, nu știu, dacă pun, să pui o găleată pe jos, să umple cu apă, deci era genial chestia aia. Uite că tună. Iar a tunat, de ce? Mi-e frică când tună. Bine, nu mai este, mi-e frică, dar... Ce să spună și legendul acum, când tună. Așa... Dar poate că e o chestia asta... Bă, ne are destul de loc rău. O să facem așa un fel de, nu știu, design boss, design. După aici, o pune așa, după bloc, ceva de genul săcină. Asta așa. Nu chestia asta așa. Bă, eu mă pun blocuri random și chiar văd că este ok, adică mă mir, cu pușca mea de fie tocmai bine, adică hai să recunoaștem, este destul de fain mobilierul meu, deși prea văd rostul cu frunzele, hai să spun chestia asta, că totuși e o casă și nu e bântuită, deci nu văd rostul de ce aș pune frunze, dar atât timp cât arată ok, eu zic că merită să pun. Pun chestia asta, pun și chestia asta aici. Gata, avem design și sus. Cam ciudat, dar nu contează. No, bă, deci cam atât a fost acest clip. Dacă v-a plăcut, vă dați un like. Vreau să spun ce mai facem pe survival, că am făcut aproape tot. Și nu, bă, și dacă vreți, nu știu, nu mai vedem.